Facem bain mare. În galbenuș am pus și un praf de sare. Grijă mare să nu facem omletă. Dăm focul la mic, spre cel mai mic. Probăm cu degetul, că nu putem să mai... Ține degetul în compoziție, este sterilizat. Lăsăm să se răcească și într-o cană de cafea punem 3 plicuri de zahăr vanilat. Eu am făcut la ibric, puteți face și nes. Sau la filtru, cum dorește fiecare. Apoi urmează să înmuiem pișcoturile în cafea. Facem crema mascarpone. 500 de grame de mascarpone cu 4 gălbenușuri de ou și cu 125 de grame de zahăr. Amestecăm și vom forma crema de mascarpone pentru a umple tiramisu. Pentru a grăbi răcirea, am pus un vas cu apă rece și amestecăm până se răcește gălbenușul. Când s-a temperat crema de gălbenuș, punem o lingură de mascarpone ca să omogenizeze, să tempereze și mai bine. Și apoi facem cu mixerul crema. Punem crema de gălbenuș peste mascarpone. Mixăm până devine o compoziție cremoasă. Și gata. Acum începem asamblarea. Muiem pișcoturile în cafea. Unul câte unul. Foarte puțin, ca timp. Și cât? Secundă, două. Da, și pe o parte și pe alta. Atât, un rând, un rând de cremă, un rând, un rând de cremă.
Acum punem și un strat fin de cacao. Iarăși un strat de biscoturi. La urmă, finisăm cu un strat de cacao și dăm la rece peste noapte.